Ceea ce a ieșit în evidență este faptul că Putin a anunțat, a anunțat, că Rusia își suspendă participarea la tratatul nuclear cu SUA. Ce înseamnă asta în opinia dumneavoastră? Rusia de mai bine de o an de zile tot amenință cu suspendarea acestui tratat. Este pur și simplu un șantaj rusesc. Acum Putin fiind strâns la colț, la perete, recurge la tot felul de uh, șmecherii de ale lui, de de uh, bandiți de stradă, cum era el uh, născut și crescut în Sankt Petersburg, unde a crescut cu bandiței ăștia mici, și a fost educat în stilul lor și metodele lor. Și el încearcă șantaj, încearcă să șantajeze lumea liberă, încearcă să șantajeze Statele Unite, numai că amenințările lui Putin nu mai țin. Cu anul în urmă, lumea era îngrozită de acțiunile lui Putin, de declarațiile lui, dar acum lumea nu se mai teme și el trebuie să pluseze de fiecare dată, să mai adauge câte ceva, să crească miza. Dar nu, voi ieși din acest, din acest, acord și care este problema? Că Rusia nu mai poate produce arme nucleare din cauza că ei plutoniu și uraniu îmbogățit pentru uh, rachetelor, pentru armele, rachetele cu încărcător nucleară, nu se mai produc de vreo 30 de ani. Ei nu au, uh, nu au de unde lua, doar dacă îl cumpără din altă parte. Și de ce nu mai au nici Toată mentenanța la tot armamentul lor nuclear îl făcea Ucraina, nu se făcea în Rusia, pentru că Rusia, ați văzut, în timpul Uniunii Sovieti, toată industria grea, toată industria știința importantă, industria importantă de armament era concentrată în Ucraina, nu era în Rusia. Acolo nu avea nici cine să muncească și nici... Aveau niște centri prin Omsk, Tomsk, nu știu unde, prin... dar majoritatea Construcția de avioane, construcția de rachete, de nave era concentrată în Ucraina. Și... Dar haideți să explicăm punctual ce înseamnă acest tratat uh, uh, New Start. Pentru că el prevedea un lucru extrem de important, ca ambele state uh, să își. Da, uh, discu nici nu să-și discute, dar să uh, poată desfășura uh, anumite teste. Uh, neindependent una de alta. Puteți să explicați ce anume prevede? Adică eu ea, era o legătură, ei trebuia să comunice în momentul eu în care nu pot să dau teste. detalii despre acest acord. Prevedea schimburi de delegații, controle reciproce, informare reciprocă asupra testelor, asupra cercetărilor. Trebuie să recunoaștem că Rusia are niște tehnologii în domeniul nuclear unicat, pe care nu le au alte țări. Trebuia să se informeze reciproc, deci era un control asupra înarmării. Acum Rusia vrea să iasă din acest acord, nu e mai problemă, fiindcă la cele 5 sau 6 mii de rachete nucleare sau de focoase nucleare pe care le are Rusia, dacă o să mai aibă încă 100 în plus, nu are niciun efect, nu, nicio importanță, fiindcă sunt suficiente 50 sau 100 ca să distruge jumătate globul glob pământesc. Dar Rusia nu va face acest lucru, nici Putin nu va face, fiindcă în primul rând el este un laș, în al doilea rând nu o să las cei din anturajul lui. Și americanii au spus că dacă tu apeși butonul nuclear, primul vei fi omorât tu. Și Putin, vedeți, că lui îi place viața și el este foarte fricos că stă ascuns în bunker la nu știu câte sute de metri sub pământ și îi frică să iasă. Eu vreau să stau citit doar câteva momente aici, dar haideți înainte de toate să anunțăm și televotingul din cadrul emisiunii de astăzi. Întrebarea sună în felul următor. Dacă există un pericol pentru securitatea Republicii Moldova? Întrebarea o aveți afișată pe ecran. Transmiteți SMS la 3 cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu. Să vedem dacă Cetățenii Republicii Moldova și cei care ne urmăresc, în special în această seară, cred că Republica Moldova poate fi în pericol. Acum, revenind la ce prevede acest tratat New Start, el impune o limită maximă asupra numărului de focoase nucleare strategice pe care Rusia și Statele Unite le pot desfășura, precum și în ceea ce privește desfășurarea de submarine și bombardiere cu capacități de lansare a unor focoase nucleare. Deci, un număr o limită maximă asupra numărului de teste inclusiv. Sună foarte îngrozitor, dar, în realitate, Rusia în ultimii 30 de ani n-a construit niciun submarin modern nuclear, n-a construit nici o uh, navă modernă care să fie pe potriva celor din Statele Unite, iar Statele Unite știe absolut totul ce face... Uh, armata rusă, știe unde sunt navele rusești, știe unde sunt amplasate, știe cu ce sunt dotate. Vă spun încă o dată, este un șantaj din partea Rusiei. Fiindcă dacă, putea, dacă Putin vrea să declanșeze un război nuclear, o declanșează chiar și fiind membru acestui acord. Fiindcă pentru Putin, toate acordurile internaționale, convențiile internaționale, nu mai au nicio valoare de când în ultimii ani Putin a încălcat tot ce s-a putut de încălca și dacă va mai încălca un acord pentru el nu înseamnă absolut nimic. Putin este disperat, nu are succes în Ucraina, s-a împotmolit în estul Ucrainei, nu are capacitate să meargă mai departe și încearcă șantajul pentru a-i încuraja pe al lui și pentru a face presiune asupra anumitor lideri europeni să discute cu Zelenski să se așeze la masa tratativelor cu condiția ca Zelenski să respecte noile realități, adică și Constituția Rusiei care a incorporat aceste, a anexat aceste patru regiuni din Ucraina plus Crimea. Deci acest lucru nu va fi. Ucrainienii, 89% sau un sondaj, 89% consideră că vor lupta mai departe, chiar dacă Putin va folosi arma nucleară în Ucraina. Deci nu se vor lăsa și chiar dacă va folosi local undeva o armă atomică, o rachetă cu încărcător nucleară, Ucraina nu se va opri, și dar, nici lumea civilizată. Dar ceea ce a declarat astăzi Putin, inclusiv în legătură cu acest tratat nuclear, este o amenințare pentru Statele Unite, pentru Uniunea Europeană. De pentru că argumentul ați lumea. auzit, dumneavoastră. El acuză Statele Unite și sugerează că Washingtonul vrea să strice ordinea mondială, ceea ce a mai spus-o anterior, și totodată a spus că uh, în SUA expiră valabilitatea unor focoase nucleare și uh, spune că Washingtonul ar vrea să facă teste cu armament real. Ăsta este doar un motiv. Și ce timp, poate... de, timp de trei săptămâni toată lumea și-a uscat creierii în așteptarea acestui discurs al lui Putin și nu, toți se băteau cu capul de pereți că nu știau ce va spune Putin. Faceau diferite presupuneri. Uh, ceea ce spune Putin nu este relevant, fiindcă Putin uh, gura lui se deschide doar pentru a spune o minciună. 99% din uh, discursul lui de astăzi a fost minciună, restul au fost niște promisiuni pe care le face de 25 de ani de când e la putere. Noi nu, uh, eu, de exemplu, nu vreau să uh, justific sau să analizez argumentele lui Putin, fiindcă n-au nicio valoare și n-au niciun sport. Exact, discursul lui Putin astăzi a fost ca în uh, bancul ăsta celebru sovietic, când primul secretar la un regional de partid sau ce era, a ținut un discurs la conferința de partid și după aia l-a chemat pe tipul care i-a făcut discursul și l-a înjurat și a zis, eu ți-am cerut un discurs o de 15 minute, dar tu mi-ai scris una de 45 de minute. Și ala -a zis, tovarăș, prim secretarul l-a făcut de 15 minute, dar vi l-am dat în trei exemplare. Exact așa a făcut și Putin, a repetat ceea ce vorbește de un an și ceva, sau ce vorbește de 25 de ani. El spune unul și același lucru. Mult mai important este ce a spus Biden ieri la Kiev și ce a spus astăzi Biden în Polonia. Ceea ce a spus Putin, este pur și simplu, ea a dormit pe ea din sală. Este o justificare, încearcă să... uitați-vă, și imagini sunt acolo. Toți îl aplaudă, toți da... dau impresia că e relevant ceea ce e. Ați văzut emisiunile cu mulți spectatori care se fac în studiuri astea și apare pe monitor. Aplauze, râsete și diferite alte chestii. Și așa e și la sala unde era Putin. I-a spus aplaude, s-a sculat unul care îi mobiliza pe toți, s-a sculat și au aplaudat. Asta e... Nu. Deci noi, Putin n-a spus nimic nou, Putin nu a trasat nimic nou și în Rusia nu se va schimba nimic, fiindcă nu au bani pentru bunătățe viață. Ce a spus? Vom face drumuri în 10 ani, toalete în fundul grădinii, le vom schimba ușa și scândurile și nu va schimba viața rușilor. le a făcut doar promisiuni. De când spune el? Să eradicăm sărăcia. Mai nou, țineți minte data trecută, a zis să mărească natalitatea. Cum? Cum va face guvernul? Va crește natalitatea în Rusia. Deci nu are soluții astăzi Putin. E ca un șobolan strâns la colț. Asta e Putin astăzi. Și degeaba mari experți ai lumii încearcă să analizeze, să citească printre rânduri ce a vrut să spună Putin. Nici el nu știe ce a vrut să spună. O oră și 45 de minute a vorbit despre nimic.